ultima, aceasta cea din urmă, miercuri, știți că am făcut o paranteză de la studiul nostru pe evangelizare și am adresat un pic problema închinării. În această seară aș vrea ca să închidem, cel puțin pentru momentul acesta, această paranteză pe tema închinării și cu siguranță vom mai studia problema închinării, tema închinării biblice, dar cel puțin pentru scopul imediat, ca să punctăm aspecte despre închinarea biblică, încât să avem un material de învățătură suficient de vast ca să-l considerăm, ca să medităm, ca să mergem înaintea Domnului și să căutăm să ne reglementăm viețile și închinarea bisericii după cuvântul său. Ne-am uitat data trecută la principiul regulativ, principiul biblic al închinării corporative, al închinării bisericii. Da? Este o diferență care trebuie înțeleasă între închinarea generală, închinarea ca și un mod de a trăi, un fel de viață, și ceea ce se întâmplă atunci când poporul lui Dumnezeu se strânge la oaltă, ca să se închine lui Dumnezeu într-un mod deosebit, cum se întâmplă în această seară. Doar ca și o idee de început, versetul din Scriptură care spune acolo unde doi sau trei se strâng în numele meu, și ideea asta care au oamenii că același lucru se petrece când doi sau trei se strâng în sufragerie, la fel cum se petrece când Biserica lui Hristos locală se strânge, de exemplu, cum s-a întâmplat aici, nu locul e important, cumva că acestea ar fi egale, este o aberație. Citiți tot contextul și veți vedea că este în acel context în care biserica este împuternicită cu cheile împărăției, biserica este împuternicită cu disciplinarea, biserica este vizată. Și sintagma unde doi sau trei este o subliniere care spune că biserica nu constă în numere, în cifre, ci acolo unde credincioșii sunt strânși la oaltă în numele lui Hristos, ca să afirme credința lui Hristos, aia poate constata o biserică. Dar acolo, ca să se constate o biserică, din context înțelegem că trebuie să fie credincioși, trebuie ca să fie o conducere spirituală, trebuie să identifice acele persoane. Până la urmă, discuția este despre disciplină și despre cei care aparțin și nu aparțin biserici. Ceea ce se întâmplă aici, când copiii lui Dumnezeu se strâng la oaltă pentru a se închina lui Dumnezeu, în mod deosebit este ceva special. Este ceva absolut special și Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, vizează această activitate în mod deosebit. În mărturisirea de credință a baptiștilor de la Londra din 1689, de altfel este mărturisirea de credință la care și noi ca și biserică aderăm, în capitolul 22 descrie problema închinării în felul următor. Calea acceptabilă de închinare înaintea adevăratului Dumnezeu este instituită de El însuși, adică de Dumnezeu, și de aceea limitată de către voia sa revelată, pentru ca nimeni să nu îi se închine conform imaginațiilor și a procedurilor umane, nici conform sugestiilor lui Satan, nici folosind vreo reprezentare vizibilă și nici orice alt fel neprescris de Sfintele Scripturi. Problema conceptului de închinare regulativ este unul care întotdeauna în bisericile evanghelice, în bisericile care provin din Reforma Protestantă, a fost un lucru important. Calvin, de exemplu, scrie despre închinarea în cadrul bisericii în felul următor. Dumnezeu dezaprobă toate genurile de închinare care nu sunt permise în mod expres în cuvântul său. Se zice că Calvin, care scrie acum 500 de ani aproximativ, n-ar avea nicio treabă cu închinarea contemporană. Întotdeauna a fost închinare, între ghilimele, contemporane, care a încercat ca să rupă tiparele și prescrierile Scripturii. Pe vremea lor era Biserica Catolică, care avea ca și principiu de închinare, dacă puteți să crede, așa numit principiu inventiv sau principiu creativ, care spunea că biserica e autorizată de Dumnezeu să inventeze moduri de închinare.
Dacă cineva îți spune astăzi că ei pot inventa un mod de închinare și pentru că ei l-au gândit, el devine autorizat din partea lui Dumnezeu, i-ai spune, du-te, măi omule, că ceva nu-i bine cu tine. Și exact asta se întâmplă în ziua de astăzi. Există atâta confuzie despre ce ar trebui să fie prezent în închinare, despre cum ar trebui să ne închinăm, corporativ vorbind. Problemele în 500 de ani nu s-au schimbat. Astăzi arată diferit. Da? Astăzi este cu amplificatoare, atunci erau cu icoane. Da? Astăzi sunt cu filme în biserică, atunci erau cu picturi. Dar problemele, în esență, au rămas aceleași. Au rămas aceleași. Fratele Emanuel Alboiu, pastorul Bisericii Logos din București, într-un articol care a scris dânsul, scrie în felul următor. Principiul regulativ este o extensie a axiomei reformate sola scriptura. Așa cum Biblia este autoritatea finală pentru credință și viață, tot astfel este și autoritatea finală în închinarea corporativă, adică comună. Dar într-un mod deosebit și special, Dumnezeu a acordat în cuvântul Său o atenție deosebită problemei închinării. El ne-a spus ce să facem și cum să facem, de o așa manieră încât aspectele primordiale ale închinării înseamnă pur și simplu a urma niște indicații divine. Astfel, deciziile care ne rămân nouă sunt relativ minore. Cred că are deplină dreptate. De altfel, dacă zici unui om astăzi că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, are scopul de a reglementa întreaga viața lui, că ar trebui să-și ghideze întreaga lui viață după cuvântul lui Dumnezeu și să se uite la Biblie ca și autoritatea care să-i spună ce trebuie să facă și ce nu are voie să facă, orice creștin îți va spune, amin, așa este, frate, Biblia este autoritate peste viața mea. Interesant este când punctez că Biblia este autoritate și peste închinarea corporativă, peste muzica din biserică, peste felul de manifestare în biserică, dintr-o dată ți se urcă tot creștinismul în cap. De ce? S-ar putea că avem o problemă cu închinarea chiar și în ziua de astăzi. Închinarea biblică este închinarea la Dumnezeu, este închinarea în sau prin Dumnezeu și este închinarea pentru Dumnezeu. Scopul închinării, cel care face închinarea posibilă, este Duhul lui Dumnezeu. Închinarea noastră este adresată lui Dumnezeu. Totul este despre Dumnezeu. Atunci când ne întâlnim cu biserica să ne închinăm Lui. Suntem așa de obișnuiți în societatea noastră ca să vorbim despre faptul că lucrurile sunt pentru noi. Totul este despre noi, totul este despre realitățile noastre, despre societatea noastră, despre preferințele noastre. Poate ați auzit și cunoașteți cuvintele faimoase lui Abraham Lincoln în adresa lui către, de la Gettysburg, unde spune că guvernarea poporului este de către popor și pentru popor. Și așa este, Dumnezeu a lăsat guvernarea ca să fie pentru popor. Dar ideea aceasta că lucrurile sunt pentru noi este adânc și profund în lăuntrul firei noastre. Închinarea este în primul rând pentru Dumnezeu. El este cel care a rânduit-o, El este cel care o pretinde și scopul nostru aici are de a face cu Dumnezeu, cu cine este El. Nu ne închinăm aici în primul rând pentru noi. Evident, primim foarte multe beneficii din faptul că ne închinăm lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este un egomaniac, El nu ne poruncește ca să ne închinăm Lui și închinarea care ne-o cere să fie una care nu ne aduce nouă vreun beneficiu, dimpotrivă. Tot beneficiul este a nostru. Lui Dumnezeu nu-i lipsește slava ta, Lui Dumnezeu nu-i lipsește cântarea ta, Dumnezeu nu era trist și L-ai făcut tu fericit prin cântarea sau prin poezia ta, dacă ar fi în altă biserică. La noi nu se recită poezii, da? Dumnezeu nu era mâhnit și ai venit tu și te-ai închinat printr-un solo și dintr-o dată Dumnezeu zâmbește, că înainte era trist. Lui Dumnezeu nu-i lipsește nimic. Dumnezeu se bucură în perfecțiunea slavei sale trinitare și nu are vreun deficient. El poruncește închinarea noastră față de El pentru că El este demn de acea închinare și pentru că noi ca și creaturile Lui o datorăm. Dar noi beneficiem.
Noi suntem cei care suntem zidiți. Noi suntem cei care suntem transformați. Noi suntem cei care sunt încurajați prin actul închinării. Nu Dumnezeu. Pentru că în El nu este schimbare și pentru că în El nu este lacună de perfecțiune. Închinarea este, în primul rând, pentru Dumnezeu. Este un concept greu de înghițit. Într-o lume umanistă, într-o lume hedonistă și egocentrică, în care totul este pentru om, totul este despre om. Dar este poziția Bibliei despre Dumnezeu, despre închinarea noastră în relație cu Dumnezeu. Am privit împreună, în mare detaliu, din Sfintele Scripturi, să vedem dacă premiza acestui principiu biblic este într-adevăr biblic. Și premiza este aceasta, că Dumnezeu reglementează în mod special închinarea corporativă. Asta este premiza. Dacă premiza aceasta este falsă, da, dacă Dumnezeu nu dă o atenție specială închinării față de El și există doar o preocupare generală, principiul cade. Pentru că atunci trebuie ca să mergem înapoi la varianta normativă. Adică ce nu este interzis în Scriptură și ce nu contravine principiile Scripturii este permis în închinare. Și am văzut în detaliu, într-un mesaj care m-a șocat și pe mine de o oră și 25 de minute, că Biblia ne arată că Dumnezeu vizează în mod specific și detaliat felul în care El vrea ca noi să ne închinăm Lui. Ba mai mult, El dă dreapta Lui judecată și pedeapsă atunci când deviem de la poruncile Lui în închinare. Și am văzut din Geneza până în Apocalipsa faptul că Biblia prezintă acest principiu. Cei care ați lipsit, vă recomand ca să mergeți și să ascultați acest mesaj cu Biblele deschise și să studiați această problemă, să vă convingeți fiecare pentru dumneavoastră că Dumnezeu are ceva de spus referitor la închinarea noastră. Este foarte important să ne însușim această convingere. Da? În această seară vrem să ne concentrăm asupra implicațiilor și efectelor acestui principiu biblic. Dacă el este adevărat și cred că am văzut că este adevărat, ce se întâmplă când este pus în practică și cum trebuie pus în practică? Să înțelegem un pic, să facem un pic de teologie practică. Da? Trebuie luat principiul și să ne întrebăm cum îl aplicăm și ce se întâmplă dacă îl aplicăm. Cum ar arăta o biserică în care se aplică acest lucru. Și să vedem că într-adevăr contează să ne închinăm lui Dumnezeu așa cum El pretinde să ne închinăm Lui. Vreau să încep cu un exemplu personal, cu o ilustrație personală. Eu personal sunt, dacă vreți să zic așa, un paradox când vine vorba de manifestări romantice în relația de căsătorie, în relația cu soția. De obicei, sunt total inconștient de lucrurile acestea. Eu uit ziua de naștere, eu nu știu aniversarea, eu nu știu absolut nimic de gen. În general, mi se spune după sau mai nou, în ultima perioadă, sora Anca s-a îndurat de mine și îmi pune pe calendar în e-mail și mi-apare direct în telefon, vezi că peste 3 zile e aniversarea noastră. Alege tu unde mergem în oraș, da? Dar de obicei sunt total în nori, cu capul și eu nu știu. Vin și trec zilele de naștere, vin și trec aniversările și eu n-am habar de așa ceva. Dar când îmi aduc aminte, îmi place ca să fac și eu grandomanul și să manifest dragostea la maxim. De obicei nu fac lucrurile cu jumătate de măsură. Nici în biserică, nici în viața personală. Și s-a întâmplat odată într-un an, probabil s-a întâmplat în mai mulți ani, dar în anul acela mi s-a tras atenția în mod deosebit și țin minte, că mi-am amintit de ziua de naștere a lui Anca. Și eu mi-am propus, ca să fac pentru ea o petrecere deosebită. Am zis că o să invit toți prietenii, toate neamurile, toate cunoștințele, am zis că o să comand cel mai mare tort posibil, o să comand toate soiurile de mâncare posibile, va fi o petrecere ca în filme. Anca, cu câteva zile înainte de ziua ei, mi-a tot spus, repetat, auzi, anul ăsta de ziua mea chiar nu vreau nicio petrecere. Stau bine să mă gândesc, de aia îmi țin minte că era ziua ei când tot spunea că nu vrea nicio petrecere. Nu vreau nicio petrecere, nu vreau niciun tam-tam, nu vreau absolut nimic. Tot ceea ce vreau eu de ziua mea e să stăm noi doi în liniște, numai noi doi, să ne bucurăm numai noi doi. Bine, lasă că...
Ce credeți că am făcut? Am pregătit și am dat petrecerea aceea ca și în filme cum i-am propus. A fost o petrecere pe măsura satisfacției de sine care aveam că am ținut minte ziua ei. O petrecere fantastică. A venit și a trecut petrecerea și cum credeți că sora Anca a reacționat? A fost foarte mulțumită, nu-i așa? A venit și a zis, măi bărbate, așa de bine mă cunoști, chiar dacă ți-am zis săptămâni la rând că eu nu vreau nicio petrecere, tu știi mai bine cum să mă sărbătorești. Așa s-a întâmplat. Nu. Au plecat musafirii și a venit Anca și a zis, măi, ce ți-am zis? Păi bine, dar am crezut că totuși ar fi bine cum să nu te celebrezi, cum să nu ne bucurăm, e ziua ta. Dar ce ți-am cerut eu? Ți-am cerut eu tortul respectiv, ți-am cerut eu ca să vină toți oamenii aceștia, ți-am cerut eu petrecerea respectivă. Nu, dar așa am crezut eu că e bine. Anca n-a fost foarte fericită cu felul în care eu am vrut ca să-i celebrez ziua și pe bună dreptate. Pentru că mi-a spus foarte clar exact ceea ce dorea. Reacția a fost negativă. Stați un pic, a zice. Nu intențiile contează? Nu dorința mea de a-mi celebra soția contează? Ba da, intențiile contează. Dar dacă vrem să celebrăm pe cineva, dacă vrem să onorăm pe cineva, trebuie să o facem așa cum acea persoană ne spune că vrea să fie celebrat. Nu vă spun lucrul acesta doar pentru că omiletic vorbind, a spune exemple personale este un fel de a capta atenția audienței. Deși este. Vă spun lucrul acesta pentru că punctul care îl ilustrează este foarte adevărat. Dacă vrem ca să-L celebrăm, să ne închinăm, să-L comemorăm pe Dumnezeu, în viața noastră corporativă, în petrecerea bisericii, în bucuria bisericii, trebuie să o facem așa cum ne cere El. Nu putem ca să plecăm de la întâlnirea noastră în care am încălcat tot ceea ce Dumnezeu ne spune de mii de ani că vrea de la noi, satisfăcuți că ce lucru fain am făcut pentru Dumnezeu. Putem pleca satisfăcuți doar atunci când am fost ascultători și ne-am bucurat de El și ne-am închinat Lui și L-am celebrat pe El așa cum El ne-a cerut. De aceea este foarte important, foarte important ca să înțelegem cum trebuie să ne închinăm Lui Dumnezeu. Pentru că dacă soția mea are pretenții despre cum ar trebui ca să o celebrez pe ea, să fiți sigur că Dumnezeu are pretenții despre cum ar trebui să-L celebrăm pe El. Da? Intențiile noastre, așadar, pot părea să fie bune, dar dacă nu acordă cu cuvântul lui Dumnezeu, ele vor duce la dezamăgire. Am citit un citat în care cineva contesta principiul regulativ și spunea în felul următor. Legea predominantă care guvernează orice biserică este legea dragostei. Până aici este aproape bine. Și legea predominantă care guvernează orice biserică, de fapt, este Scriptura. Da? Că dragostea, dacă nu e reglementată și ea prin Scriptură, nu știm ce e dragoste. Sunt mulți oameni care au ucis din dragoste, sunt mulți oameni care au făcut tot felul de prostii din dragoste. De ce? Pentru că definiția dragostei n-a fost una după cuvântul lui Dumnezeu. Legea predominantă care guvernează orice biserică este legea dragostei. Dacă un drogat este mântuit pentru că o biserică a vizionat un film artistic la închinarea de duminică în loc să dea o predică, acea biserică a împlinit porunca lui Dumnezeu. Oare? Oare chiar așa este? Scopul scuză mijloacele, nu? Machiavelli. Nu este așa. Știți de unde vine un asemenea relativism sau pragmatism în biserică? Din convingerea că Dumnezeu nu este cu adevărat suveran. Din convingerea că cumva creativitatea noastră, dibăcia noastră este un factor decisiv în convertirea oamenilor. Autorul acesta trădează lucrul acesta care spune că dacă un om este mântuit pentru că s-a derulat un film, oamenii nu sunt mântuiți pentru că noi derulăm filme, nici măcar pentru că noi predicăm în multul timp, oamenii sunt mântuiți pentru că Dumnezeu îi mântuie. Dacă crezi acest lucru, n-ai niciun impediment să faci exact ceea ce poruncește Biblia. Niciun om cu capul întreg și cu Scriptura pe masă n-ar spune că dacă asculți de poruncile lui Dumnezeu, ar putea să rateze oamenii împărăția Lui. Niciun om nu crede că ascultarea în biserică de Dumnezeu ar putea să trimită pe oameni în iad.
Că dacă ăla vinea și nu se derula filmul, sau nu se făcea sceneta, sau nu se făcea pantomimă sau altceva în biserică, și se predica doar cu putere cuvântul lui Dumnezeu, și Dumnezeu intenționa să-l mântuie, să uita Dumnezeu și zicea, măi, n-ați fost destul de creativ. Eu vroiam ca să-l mântui pe drogatul ăla, dar pentru că n-ați fost destul de creativ, merge în iad. E absurditate. Atunci când înțelegi că Dumnezeu este suveran peste mântuire și este suveran peste metodele care duc la mântuire, ai toată libertatea să asculți doar de poruncile lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu mântuie oameni ca și acel drogat, în ciuda neascultării noastre, este un semn al bunătății Lui, în ciuda prostiei noastre. Nu trebuie ca să păcătuim în închinare ca să se înmulțească harul lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să mântuie oameni în ciuda neascultării noastre. Și noi dorim ca Dumnezeu să lucreze prin ascultarea noastră. Noi dorim ca Dumnezeu să fie glorificat în mijlocul nostru prin faptul că noi facem ceea ce El ne cere. Că Dumnezeu se glorifică chiar în mijlocul adunărilor care nu fac ceea ce El cere. Este meritul Lui și este vina lor pentru neascultare. Dragii mei, ca și Biserica lui Hristos, ca și biserică locală, avem o singură măsură după care vom fi judecați, și anume credincioșia față de Cuvântul lui Dumnezeu. La sfârșitul alergării, nu vom fi judecați după creativitatea noastră, nu vom fi judecați după pragmatismul nostru, vom fi judecați după cât de fidele am fost față de Cuvântul și Evanghelia lui Hristos. Asta este măsura, ăsta este dreptarul. Ca atare avem libertatea să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu și doar de Cuvântul lui Dumnezeu, fără vreo frică, pentru că avem un Dumnezeu suveran, pentru că avem un Dumnezeu care a revelat absolut tot ceea ce El pretinde de la noi în închinare. Samuel, 1 Samuel 15:22, prorocul Samuel spune: îi plac Domnului mai mult ardele de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Și Domnul Iisus rezonează și adaugă pe această idee în Matei 15:9, spunând: degeaba însă mi se închină ei, dând ca învățături niște porunci de ale oamenilor. Adevărata închinare este închinarea care este în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Este închinarea care caută să vină înaintea lui Dumnezeu în tocmai cum El dorește ca să venim înaintea Lui. Nu este închinarea care crede că poate să-L impresioneze pe Dumnezeu prin jertfele noastre, prin darurile noastre, da? Atunci se sacrificau berbeci, acum fiecare își aduce darul. Frate, am un dar să aduc în seara aceasta la altar. Am o poezie, Dumnezeu nu e impresionat de lucrurile astea, de darurile tale. Dumnezeu e impresionat de ascultarea ta. Dumnezeu e impresionat de dorința ta ca să vii înaintea Lui în tocmai cum El ți-a poruncit. Ce sentiment groaznic în Matei 15:9. Să te închini degeaba. Degeaba însă mi se închină ei. Îți poți imagina să ajungi la sfârșitul vieții tale și Dumnezeu să spună către tine personal sau către biserica din care ai făcut parte: degeaba v-ați închinat după cum ați crezut voi că trebuie să vă închinați. Degeaba ați investit atâția bani, degeaba ați investit atâta timp, degeaba ați construit atâtea scene, degeaba ați montat atâtea lumini, degeaba ați făcut atâtea programe, degeaba v-ați închinat. Și atenție, s-au închinat, doar că nu s-au închinat lui Dumnezeu cum Dumnezeu a vrut ca să ne închinăm. În închinare, ca să înțelegem cum trebuie aplicat principiul, trebuie să înțelegem că există elemente de închinare, există forme de închinare și există circumstanțe de închinare. Aceste trei categorii ne vor ajuta ca să aplicăm principiul în mod corect. Dacă suntem de acord cu principiul regulativ, suntem lăsați totuși cu niște întrebări și aceste categorii ne vor ajuta ca să răspundem la ele. Întrebări care merg de la întrebări extrem de importante până la cele elementare, chiar și cele banale.
Întrebări precum ce anume trebuie să facem într-un serviciu de închinare. Cum ar trebui ca să deruleze, ce ar trebui să se petreacă acolo. Sau trebuie să ne întâlnim într-o anumită zi. Sau trebuie să fie la o anumită oră. Contează dacă e la ora 10 sau dacă e la ora 11. Sau trebuie să fie de anumită durată. Duminică dimineață este de 2 ore, duminică seara este de 1 oră jumate. Cum știm care e durata corectă? Da? Ce cântări trebuie să cântăm la aceste servicii? Avem voie, de exemplu, ca să facem lucruri gen dans sau pictură? O, frate, noi suntem conservatori în România. Nici nu aveți habar în câte biserici în România să practică dansul în ziua de astăzi. Sunt biserici în România în care în timpul predicii stau artiști și pictează prin Duhul. Pictează, da? Tot felul de picturi postmoderniste. Și zic că e închinare prin pictură. Unii chiar pretind că Dumnezeu le dă revelație prin pictură. De ce nu? Cum aplicăm cuvântul ca să reglementăm aceste lucruri? Și tot felul de întrebări de genul care apar, da? Ca să putem răspunde la aceste întrebări, trebuie să putem face distinție între elemente de închinare, forme ale închinării și circumstanțele închinării și să vedem cum principiul regulativ ne ajută ca să discernem între ele și ca să răspundem la aceste întrebări. Teologul John Frame, care de altfel în multe lucruri critică principiul regulativ, spune în felul următor și cred că spune bine în acest pasaj. Putem defini, mai precis spune el, la ce ne referim când vorbim de principiul regulativ, atunci când vorbim despre forme, elemente și circumstanțe. Scriptura autorizează un număr limitat de elemente care pot fi folosite în închinare. Dar putem apoi să vorbim despre formele care acele elemente le iau și despre circumstanțele în care sunt exprimate. Este important să înțelegem diferența între elemente, forme și circumstanțe. De exemplu, zice el, predicarea este un element, da? Dar din punct de vedere de formă, predicarea nu poate fi dansată. Eu nu pot să vin la amvon și să zic, acum o să avem parte de elementul poruncit de Dumnezeu al predicării și după aia să vin și să încep, fac asta jumătate de oră, da? Stau jos și zic, cum v-a plăcut predica? Ce vei spune? Frate, n-ai predicat. De ce? Pentru că elementul predicării necesită ce? Păi predicarea, adică cuvântul, vorbirea, da? Proclamarea verbală a unui mesaj. Și asta zice Frame. Trebuie ca să înțelegem că acestea au o legătură. Nu poți zice că un element poate avea orice formă, da? Predicarea, zice el, este un element. Dar nu poți să dansezi predicarea. Trebuie să fie consecvență cu natura elementului pentru a adera cu integritate la principiul biblic regulativ. De exemplu, predicarea este cuvântul proclamat, cuvântul verbal. Ca atare ar fi inconsecvent cu natura cuvântului proclamat să dansezi predicarea, chiar dacă unii încearcă astăzi să facă lucrul acesta. Nu trebuie să compromitem integritatea elementului prin alegerea unei forme eronate. Lucrul acesta deseori se întâmplă cu muzica, de exemplu. Da? Ni se poruncește să cântăm, dar prin felul în care alegem forma cântării, ajungem să negăm tot scopul cântării. De a transmite un mesaj, de a da o învățătură, de a zidi pe cei care cântă și aud versurile. Da? Atunci când se alege o formă care contramandează sau contravine scopul elementului, forma face elementul nul și fără valoare. Da? Nu trebuie să compromitem integritatea elementului, spune el, prin alegerea unei forme eronate. Circumstanțele închinării trebuie ca și ele să fie ordonate după lumina naturii, adică după logică și după prudența creștină. Un exemplu a unei circumstanțe ar fi nevoia de iluminare, de becuri, la închinarea sau la serviciul de închinare de seară. Da? Este ceva care de la sine este logic și necesar.
Nu e o problemă de moralitate, nu e o problemă de împlinire sau neîmplinire a poruncii lui Dumnezeu. Dacă afară ar fi întuneric acum și n-am avea becuri în biserică, nu m-ați putea vedea și ar fi foarte greu ca să comunicăm. Ca atare, asta este o problemă de circumstanță. Faptul că avem nevoie de un loc în care să ne întâlnim ține de circumstanță, n-are nicio treabă cu elementul, adică cu adunarea noastră pentru închinare sau cu forma. Ce facem în această adunare? Sau, zice el, de exemplu, ar fi amplificarea. Dacă ai nevoie de amplificare pentru ca tot să audă vocea predicatorului într-o sală foarte mare, asta nu ține nici de formă și nici de elementul închinării, ci este doar o necesară logică, naturală, pentru a împlini acel element în acea formă, în acea formă biblică. Întrebarea care decurge de la această explicație a lui, care de altfel cred că este foarte lucidă, este: care sunt elementele biblice în închinare? Dacă Biblia este dreptarul, dacă Biblia ne spune ce trebuie să se întâmple atunci când ne întâlnim la închinare, care sunt elementele care trebuie ca să fie prezent? Am să le enumăr și vă dau câteva citate, deși s-ar putea da multe citate biblice la fiecare. 1. Citirea cuvântului. Citirea cuvântului, da? 1 Timotei 4:13, Pavel îi spune lui Timotei: până când voi veni eu, dă atenție citirii. Și din context și lingvistic vorbind, este citirea publică aici. Sunt multe alte versete, dacă ne uităm în Faptele Apostolilor și în alte locuri, vedem că citirea publică era, după obiceiul și rânduiala care era și în sinagogi, era o practică a bisericii și este poruncită de Apostolul Pavel. În ziua de astăzi, aproape că s-a abandonat lucrul acesta. Citirea este doar fragmentul care se mai rostește de predicator înainte ca să predice. Și de multe ori nu mai este pomenit acel text citit până la sfârșitul predicii. Da? Citirea cuvântului este un element de închinare, el este poruncit. De ce? Pentru că este singurul moment în toată închinarea noastră când putem fi siguri, cu certitudine, că auzim glasul lui Dumnezeu. Neamestecat cu absolut nimic, neeronat într-un fel, nealterat într-un fel, când citim un pasaj din Biblie și spunem amin la sfârșit, am auzit fără echivoc glasul lui Dumnezeu în acea dimineață sau în acea seară. Și este o travestie ca să scoți acest element de închinare din mijlocul poporului Dumnezeu. Mulți oameni nu aud cuvântul lui Dumnezeu și glasul lui Dumnezeu decât atunci când vin la biserică. Și mulți oameni aud decât câte o jumătate de verset înainte de o predică. 2. Predicarea cuvântului. Predicarea cuvântului. Tot Pavel, de exemplu, zice lui Timotei, în 2 Timotei 4:2, predică cuvântul. Predică cuvântul. Înainte de orice, îi zice Pavel lui Timotei, ca și păstor, asta e jobul tău. Asta e preocuparea ta. Predică cuvântul, fii pregătit la timp potrivit sau nepotrivit. Mustră, corectează, încurajează cu toată răbdarea și învățătura. Apropo, ați văzut aici legătura care Pavel o face între element și formă, da? Predică cuvântul este elementul, predicarea. Și după aia vine și spune, are forme diferite. Sunt predici care sunt de mustrare, sunt predici care sunt de îmbărbătare, sunt predici care sunt de zidire și așa mai departe, da? Dar trebuie să predici. Dacă nu predici, n-ai cum ca să ai formele astea. Și Pavel îi spune, devotează-te la predicarea cuvântului. 3. Cântare de laudă, imnuri și cântece duhovnicești. Da? Psalmi, imnuri și cântece duhovnicești. Coloseni 3:16, de exemplu, ne spune, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Da? Unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Deci avem elementul cântării și ni se arată ceva și despre forma cântării, despre scopul cântării. Cântarea este foarte bine strânsă de învățătura dată în biserică. Ați observat legătura care o face Pavel, de exemplu, aici. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în voi din belșug, da? Să locuiască în voi din belșug și vine și spune, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, cum? Cu cântări, cu psalmi, cu imnuri de laudă. Ca tare a separa
scopul prin predicare și scopul prin închinare, între ghilimele, prin laudă și închinare, precum ar fi două chestii distincte, este o aberație. Ceea ce se întâmplă din momentul în care intrăm pe ușa aceea și până când plecăm înapoi acasă, totul este închinare. Totul este laudă la adresa lui Dumnezeu. Totul este spre zidirea noastră, spre învățătura noastră, spre corectarea noastră. Rugăciunile au scopul acesta, cântările au scopul acesta și predicarea cuvântului are scopul acesta. De aceea contează ce spunem în rugăciunile noastre. Rugăciunile noastre trebuie să fie îmbibate, modelate de cuvântul lui Dumnezeu. Contează ce să spunem cântările noastre. Dacă eu vă predic 3-4 ore de acum înainte, da? Și după aia mergeți acasă și vă întreabă cineva, îmi poți spune ce a predicat fratele Mihai? Stai așa câteva fragmente, câteva idei. Dacă am stat și am cântat o cântare, sau două, sau trei, 3-4 ore la rând, nici nu trebuie 3-4 ore, puteți face pariu cu mine că toată săptămâna vă intră în cap și vă găsiți pe mașină cântând acea cântare. Ați învățat-o, o cunoașteți, v-ați însușit-o, e cea mai puternică teologie care o aveți. De aceea contează ce cântăm la biserică și ce spune acea cântare. Pentru că face parte din învățătura care o primești. De aceea un copil sau un tânăr neregenerat nu poate ca să fie conducător de închinare. N-are calificările. N-are calificări. Nu există închinare fără credință. Da? Biblia ne spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Nu are discernământul biblic ca să știe ce cântări să aleagă și ce cântări nu sunt potrivite. Ce cântări vestesc Evanghelia și ce cântări sunt erezii. Întrebați-vă, liderii de închinare din ziua de astăzi, câte ore au stat și au meditat asupra teologiei închinării în baza cuvântului? Câte ore stau înainte de un program de închinare să se gândească dacă cuvintele acestea onorează mesajul Scripturii? Cât au dezbătut în capul lor dacă un refren prezintă, de exemplu, doctrina Trinității în mod corect sau nu? Versus câte ore stau să se gândească dacă li-a reglat amplificatorul corect? Dacă sună chitara electrică exact cum vor ei? Că la aia stau ore. Dacă tranziția între strofe este exact cum și-o doresc. Nu astea sunt calificările pentru a conduce închinarea. Calificările pentru a conduce închinarea biblică sunt exact calificările unei prezbiter. Pentru că munca conducerii închinării este această muncă de a conduce oamenii prin cuvântul lui Dumnezeu. Tot ceea ce se întâmplă la noi în biserică, într-o oarecare măsură, nu-i vorba de dictatură, tot ceea ce se întâmplă. La ora actuală sunt singurul prezbiter, eu sunt responsabil pentru aceasta. Dacă în biserică se cântă o cântare care are un mesaj fals despre Dumnezeu, da? Ceea ce e destul de greu pentru că eu de multe ori văd cântările înainte ca să fie tipărit în buletin. Este responsabilitatea mea să zic, frate Sorin, poate nu știu, n-ai fost atent, n-ai. Dar asta nu se mai cântă la noi în biserică. Da? Duhul Sfânt nu-i porumbelul. Duhul Sfânt nu-i o putere. Duhul Sfânt e a treia persoană din Trinitate. Da? Înțelegeți? Calificările necesare sunt aceleași calificări duhovnicești necesare pentru un prezbiter. Pentru că rolul închinării este bine legat, bine strâns de cuvântul lui, de cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni 5:19, un alt text. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. 4. Rugăciune. Coloseni 4:2, Apostolul Pavel spune, stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Și evident, am putea să stăm să arătăm din Scripturi diversele forme de rugăciune. Rugăciuni de mulțumire, rugăciuni de laudă, rugăciuni de mărturisire și așa mai departe. Am vedea că porunca aceasta de ne ruga este însoțită de exemple a formelor ei. Și de aceea căutăm să avem diverse forme de rugăciune. La duminică dimineața, de exemplu, accentuăm rugăciuni de laudă și rugăciuni de mărturisire. Duminică seara încercăm să avem un timp în care să avem rugăciuni de cerere sau alte rugăciuni din alte categorii. De ce? Pentru că Biblia ne poruncește elementul rugăciunii și ne arată cum ar trebui pus în practică prin diverse forme de rugăciune. 5.
botezul și cina, și cina Domnului, da? Elemente esențiale și poruncite bisericii. De exemplu, în Fapte 2 cu 42 vedem că părtășia aceasta frățească, inclusiv în cina Domnului, era prezentă în biserica primară. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, care este temelia oricărui biserici sănătoase, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. În 1 Corinteni 11 vedem că Apostolul Pavel le scrie corintenilor ca să le amintească despre importanța cinei Domnului și despre a ține cina Domnului așa cum se cuvine, așa cum a primit-o de la Hristos, așa cum apostolii au vestit-o bisericii. Marea Trimitere ne arată că este rolul bisericii ca să vestească Evanghelia și să boteze pe cei care se încred în Domnul nostru Iisus Hristos. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Din nou avem element, botez, și imediat avem și formă care este pretinsă din partea lui Hristos. Și acest element este dat bisericii. Sunt cazuri excepționale, da, în care oamenii trebuie să fie botezați în afara adunării bisericii, dar de regulă este un element de închinare în cadrul bisericii, la fel ca și cina Domnului. Merge, de exemplu, să te botezi în Iordan, că ți se pare cool, da? Este o încălcare a poruncii lui Dumnezeu. Unde-i biserica care ți-a vestit Evanghelia? Unde-i biserica care mărturisește despre tine că ești copilul lui Dumnezeu? Cu siguranță nu cred că i-ai dus pe toți la Iordan cu tine, da? Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Bun. Astea sunt elementele, da? Unii ar adăuga și nu cred că ar greși colecta. Strângerea de bani, de ajutoare, care de asemenea este poruncită de Apostolul Pavel. Noi, de exemplu, nu o practicăm în timpul serviciului, dar stați liniștiți dacă vreți să vă închinați prin donațiile dumneavoastră, prin binefacerea dumneavoastră. Sora Liliana, care se ocupă de caserie, vă stă la dispoziție să vă închinați și în felul acesta. Nu vrem să vă oprim dintr-o închinare deplină biblică, da? Doar nu considerăm că în timpul slujbei este neapărat momentul cel mai oportun, da? Ce forme trebuie să ia aceste elemente de închinare care ne le prescrie Biblia? La fiecare am putea să ne uităm la diverse forme, da? La cântare am putea să vedem toate formele care ne arată Biblia și mai departe, dar am să menționez doar două principii după care să ne ghidăm. Prima este forma logică, da? Forma logică, și anume, așa cum zice și frame, există o consecvență necesară între element și formă. Adică spus, trebuie ca să fie logic, nu poți ca să ai o formă care este total ilogic față de element. Predicarea cuvântului prin mimă este o aberație, da? Este o aberație. Predicarea cuvântului trebuie să fie într-o formă verbală. Ca tare, forma logică îți dictează niște lucruri despre cum să împlinești porunca lui Dumnezeu în închinare, da? Dar logica nu este dreptarul ultim, în niciun caz, ci forma teologică, da? Forma revelată, forma prin cuvântul lui Dumnezeu este ultimul dreptar. Noi împlinim lucrurile așa cum Dumnezeu ne spune să împlinim și căutăm ca să avem o formă a împlinirii care este și logică, dar și teologică, da? Care este după rațiune, dar care este și după revelație. Logica este întotdeauna subordonată revelației. Altfel spus, ceea ce Dumnezeu revelează este logic, chiar dacă tu n-ai impresia că este logic. Dumnezeu are mai multă logică decât tine, da? Logica nu-i Dumnezeul nostru, dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu logic. Nu poruncește lucruri ilogice, da? Chiar dacă nouă, câteodată ni se par ca și fiind ilogice. Forma teologică este dreptarul ultim. Scriptura este cea care informează ce caracter, ce aspecte, ce valențe trebuie să aibă formele elementelor biblice de închinare, da? Altfel spus, ne uităm, de exemplu, la porunca scripturală de a predica. Și începem și ne uităm din Biblie care este forma predicării care o pretinde Biblia. Cum face asta?
Păi facem un studiu biblic în care vedem peste tot unde Biblia poruncește predicarea, peste tot unde Biblia menționează predicarea, peste tot unde Biblia reglementează predicarea și vedem ce ne prescrie despre felul în care ar trebui ca să predicăm. De exemplu, chiar în textul citat care Pavel îi dă lui Timotei, vedem că forma este imediat legată sau o parte din formă. Predică cuvântul. Da? Nu doar predică prin cuvinte, că asta ar fi pleonazm, da? Ci predică un anumit conținut, Timotei. Trebuie să predici și forma trebuie să conțină un anumit conținut. Nu predici doar poveștile tale, nu predici doar părerile tale, predici cuvântul. Deci din acel text deja începem să vedem că se conturează o formă. Trebuie să fie o predicare verbală și ea trebuie să fie o predicare a unui conținut, a cuvântului. Și dacă citim peste tot în Scriptură, vom vedea că predicarea este așa de bine conturată, încât dacă ai citit Scriptura și ai extrage tot ceea ce te învață Scriptura despre predicarea cuvântului, nu-ți mai trebuie curs de homiletic. Da? Nu-ți mai trebuie curs de oratorie. Împlinești doar Scriptura și poți să fii sigur că vei fi un predicator fidel cuvântului lui Dumnezeu. În schimb, nu știu dacă e sigur după ce te învață profesorii ăștia, că eu am luat multe cursuri de omiletică și unele dintre ele sunt chiar blasfemie la adresa predicării biblice. Bun. Deci, folosim Scriptura, folosim rațiunea și aceste două ne ajută ca să împlinim poruncile lui Dumnezeu în tocmai cum El ne-a poruncit. Acum, sunt anumite aspecte în elementul și în forma elementului, de exemplu, în elementul predicării, care nu sunt menționate în Scriptură. Pur și simplu, Scriptura nu se deranjează cu absolut tot. Da? Ne prescrie elementul, ne prescrie anumite lucruri despre forma elementului, dar nu absolut tot. De exemplu, nu mi se spune ca să predic scurt sau să predic lung. Nu mi se spune, nicăieri. Am anumite indicii, de exemplu, Apostolul Pavel predică până unul adorme și pică și moare. Deci a predicat lung, probabil, în cazul ăla, da? Dar nicăieri nu mi se spune, predica ta trebuie să fie de 40 de minute sau de 50 de minute sau de o oră sau de o oră și 20. Da? Nu ține nici de elementul în închinare, adică de predicare, și nici de formă. Ține de circumstanță. Da? Ține de circumstanță. Și aceasta se poate întâmpla pentru toate elementele. Nu îmi spune dacă să predic cu glas scăzut sau ca și un tunet. Ține din nou de circumstanță. Da? Toate aceste lucruri nu sunt prescrise nici în element în sine și nici în formă. Și aici, în circumstanța închinării, intervine într-adevăr, în mod deosebit, logica și prudența creștină. Da? Aceste lucruri, sub călăuzirea Duhului Sfânt și informate de cuvânt, sunt la latitudinea celor care se închină. Circumstanțele. Care sunt circumstanțele închinării? Haideți să mai intrăm în mai detaliu. Circumstanțele sunt acele lucruri care nu fac parte din elementul închinării sau din forma închinării în mod specific, dar sunt necesare pentru închinare. Da? Deci, circumstanțele închinării sunt acele lucruri care nu fac parte din elementul închinării sau din forma închinării, dar sunt necesare pentru închinare. Altfel spus, dacă ne întâlnim într-un spațiu la parterul unui bloc, sau dacă ne întâlnim în amfiteatru, sau dacă ne întâlnim într-o sală de conferință, n-are nicio treabă cu elementul, cu porunca biblică să ne întâlnim la închinare, sau cu ceea ce facem în acea închinare, cântare, rugăciune și așa mai departe, sau cu felul în care le facem, dacă sunt rugăciuni de mulțumire, de laudă, dacă e o predică de mustrare sau de zidire, are de a face cu simplu fapt că trebuie un loc în care să te întâlnești. Da? Este doar o problemă de circumstanță. Da? Trebuie doar, în mod logic, să ne întâlnim undeva. Să ne întâlnim undeva. În aceste circumstanțe avem o libertate vastă din punct de vedere biblic, ca să rezolvăm problemele așa cum noi credem că este logic și după principii biblice. Atenție totuși, să nu facem confuzii între aceste trei aspecte. Să luăm lucruri din categoria elementelor și să zicem că fac parte doar de circumstanțe. Să zici, măi, trebuia să predic duminică dimineață, dar știi, nu m-am pregătit și circumstanța are că tot ce am putut să fac e să mimez.
Nu. Ca să împlinești elementul, e nevoie să vorbești, da? Nu poți veni cu scuze din ăsta ieftin sau cu confuzii, da? Sau să zici, măi, știi, ca să conduc biserica în cântare, trebuia ca să îmi iau cu mine buletinul la amvon sau să știu cântările pe de rost. Am uitat sau n-am avut chef și m-am dus și am făcut și mă le-a plăcut. Ca tare e ok, știi? E o circumstanță și se întâmplă că fiecare duminică e aceeași circumstanță. Începem și cântăm numai cu da? Facem o confuzie neintenționată sau intenționată care încalcă elementul. Și sunt mulți în ziua de astăzi care încearcă să nu mai lasă delimitările acestea. Zică, măi, nu. Problema muzicii, de exemplu, nu este de element sau de formă, este de circumstanță. Este de circumstanță, da? Noi suntem într-o circumstanță, într-un context în care muzica hard rock e foarte ok, frate. E foarte, foarte ok ca să luăm muzica care e devotată satanei și să o cântăm în biserică, pentru că circumstanțele noastre sunt diferite. Chiar? Nici ei nu cred că cred asta, da? Sau, știi, circumstanțele sunt de așa fel încât oamenii nu primesc cuvântul predicat și e mai bine dacă facem scenete. Asta nu ține de circumstanță. În orice circumstanță pe globul acesta ni s-a poruncit să predicăm verbal Evanghelia lui Hristos. Punct. O confuzie intenționată între aceste două provine din faptul că nu ne convine ceea ce ne-a spus Dumnezeu. Că credem că știm noi mai bine. Deci atenție. Element și formă. Dacă te uiți așa, este un fel de ranguri telescopic. Elementul este cel mai clar definit. Știm exact care sunt, da? Formele sunt după aia subordonate în sensul că sunt clare, dar totuși mai pot fi discuții. Și circumstanțele sunt la libertatea credinciosului după logică și bun simț, da? Bun. Ca să aplicăm puțin și să vedem dacă am învățat lecția, haideți să încercăm să răspundem la câteva dintre întrebările cu care am început, da? Adică, gen, trebuie să fie programul la anumită oră sau de anumită durată și să răspundem prin aceste principii, biblice, da? De exemplu, trebuie să fie la anumită oră sau de anumită durată? Nu. Acestea țin de circumstanță. Nu ține de împlinirea elementului, nici măcar de forma elementului. Altfel spus, dacă ne întâlnim la închinare la ora 10 sau la ora 11, împlinim același element, aceeași poruncă și probabil că va avea aceeași formă. Se schimbă doar circumstanța. Dacă am fi, de exemplu, într-o sală care e închiriată și ar zice patronii, nu vă putem da sala numai de la ora 11. N-am putea să mergem și să zicem, auzi, la mine în Biblie scrie că de la ora 10. Nu știu, trebuie să facem ceva, că la mine în Biblie... Știi? Sau părinții noștri, de când e creștinismul ăsta, care de obicei înseamnă baptismul românesc, ne-am întâlnit de la 9 la 12. Noi trebuie, fraților, de la 9 la 12, noi ne putem întâlni de la 10 la 1. Ar fi o cădere din har. E absurditate. Ține de circumstanță, da? Taică meu și maică mi-am povesteau când au mers în Londra la Metropolitan Tabernacle, biserica care a păstorit-o Spurgeon pe vremuri, și s-au dus duminică dimineață la biserică pentru prima dată. Și ei, ca și noi, au de la ora 10 la ora 12. N-au o oră de rugăciune din aia unde toată lumea numai recită aceeași rugăciune de fiecare dată, n-au școala duminicală, au și ei studiu în timpul săptămânii și când s-a terminat programul, au judecat un pic. Acum, sper că nu se supără fratele Levi cu sora Nădora că îi trădez un pic. Și a zis, măi, uite la ăștia. Biserica e de la ora 9 la ora 12. Da, oră de rugăciune, studiu biblic și serviciu divin. Au venit ăștia baptiști, ăștia reformați și repede o tăia din închinare. Până când am mai stat un pic acolo și au început să meargă miercuri seara la biserică și acolo era o oră jumate, două ore de studiu, așa intensiv cum e la noi, cu întrebări, cu discuții, cu predicare puternică, cu tot ce vrei. Da? Până când au mers la alte întâlniri de rugăciune, în case, la oameni și așa mai departe. Și pe aia au stat și o contabilizat și au zis, măi, dacă stăm și ne uităm bine și numărăm orele care oamenii aceștia le petrec în închinare și în tot ceea ce fac și punem 3 ore a noastră dimineața la biserică și 2 seara, pe ăștia stau în biserică mult mai mult decât noi. Ăștia studiază cuvântul mult mai mult decât noi. Ăștia se roagă mult mai mult decât noi. Da? Diferența era de circumstanțe. Românii au hotărât să aibă de la 3 la
de la 9 la 12, 3 ore în continuu. Englezii au zis, măi, 3 ore, n-au cum să fie atenți bieții, 3 ore. Nu o să prindă nimică, să ai și studiu și predică în aceeași serviciu, nu o să înțeleagă nimică. Hai să avem duminică dimineața programul de 2 ore și încă o oră jumate, 2 miercuri seara, da? E doar o problemă de circumstanță, pentru că elementele erau aceleași, predicarea, rugăciunea, cântarea și așa mai, și așa mai, mai departe, da? A doua întrebare, de exemplu, ar fi, putem permite dans sau mimă sau alte lucruri de genul în închinarea bisericii? Păi nu putem. De ce? Pentru că dansul sau mima sau alte lucruri de genul sunt elemente de închinare care nu sunt prescrise sau nici măcar descrise nicăieri în Scriptură pentru închinarea corporativă. Da? Mulțumesc că, frate, David a dansat. David a dansat, frate. Da? Scrie și în Psalm, scrie și în 2 Samuel. David a dansat. Termină cu ereziile astea. În Psalm, în primul rând, că e o exprimare poetică. În primul rând că în Psalm, când se vorbește despre, în Psalmul 149, se vorbește despre un eveniment ca și în 2 Samuel 6, care nu este o închinare în templu, ci este o procesie, o paradă publică a poporului. Țineți cont că în Israel era o teocrație, da? Aveau împărat, dar până la urmă tot ceea ce se întâmpla acolo era sub directa autoritatea lui Dumnezeu. Pentru ei, inclusiv sărbătoarele civile erau cumva religioase, erau religioase, nu-i ca și pentru noi, da? Ce se întâmplă, de exemplu, în 2 Samuel 6 este că aduc chivotul în cetatea lui David și în această procesie, citiți acasă cu atenție, în această paradă, în această procesie, David, cuprins de bucurie, se dezbracă, rămâne doar în chiloți și sare de bucurie sau dansează înaintea lui Dumnezeu. Ok? Dacă vrei ca să aplici hermeneuticul acesta, că orice a făcut David în viața lui publică, da? Orice a făcut David în viața lui publică, e ok în adunare, aia înseamnă că dacă eu încep să-mi dau hainele jos și să rămân în chilot și să vă predic în chilot și să dansez aici, nu puteți să-mi spuneți că nu-i biblic. Dar eu încă n-am, acum deja sunt, care fac striptease în biserică, da? Sau cei de la Hillsong care au tot felul de fete care se duc și dau hainele jos pe acolo și dau din fund. Dar niciun creștin cu mintea întreagă nu ar spune, pentru că David s-a manifestat în felul acesta într-o paradă civilă, într-o paradă civilă, ar trebui ca noi, la întâlnirea în templu, între ghilimele, sau întâlnirea în biserică, să ne manifestăm în felul acesta. Derek Thomas, care e un profesor de teologie sistematică la Reformed Theological Seminary în Atlanta, spune despre problema aceasta în felul următor. Este inutil să argumentăm din forma poetică a psalmilor, adică psalmul 149, sau din exemplul lui David dansând înaintea chivotului, și pune el în paranteză, dezbrăcat, să fim siguri de asta, decât dacă suntem dispuși să abandonăm toate regulile biblice de interpretare. Este un fapt evident că n-a existat nicio funcție de coregraf de dans la templu în Ierusalim. Da? E clar, e evident. Nimeni ar spune, hei, ăștia aveau un departament de dans la templu. Era unul care a mers acolo și a zis, hai să te învăț, David, cum să faci dans pentru Domnul la bustul gol. Da? De fapt, în chiloți, că asta spune. Citiți textul cu atenție și era doar într-un fel de chilot. Da? A treia întrebare, de exemplu. Ce psalm și cântări de laudă trebuie să cântăm la închinarea bisericii? Aceasta este o problemă de formă, pentru că cântarea este poruncită. Problema este care cântări și ce formă ar trebui să aibă aceste cântări. Da? Deci trebuie să cântăm, dar problema este cum cântăm, ce cântăm și așa mai departe. Simplu, cântarea trebuie să aibă o formă biblică. Biblia este ceea ce informează, absolut tot ceea ce facem. În schimb, ce cântăm? Adică dintr-o selecție de cântări duhovnicești, după principii biblice, după forma biblică, da? Care le alegem pentru un serviciu de închinare este o problemă de circumstanță. Înțelegeți diferența? Deci trebuie să cântăm într-o formă biblică și trebuie să cântăm ceea ce se pretează circumstanței.
De exemplu, duminică seara avem doar 4 cântări în buletin. De ce? Pentru că serviciul de închinare este mai scurt și n-ar fi timp de 6 cântări. Atât, nu e o problemă teologică. Da? Duminică dimineața avem 6 cântări. Și de obicei acele cântări se pretează, se mulează pe momentele de rugăciune. Când avem rugăciunea de laudă, încercăm să începem cu închinare și cu cântare de laudă. Pentru că avem un moment în închinarea noastră care subliniază lauda la adresa lui Dumnezeu. Când avem rugăciuni de mărturisire, avem cântări care vorbesc despre această tematică. Este pur și simplu o problemă de circumstanță. Forma, în schimb, trebuie ca să fie dictată de Scriptură. Forma trebuie să fie biblică. Nu putem cânta oricum și nu putem cânta orice, să fie foarte, foarte clar. Aș vrea să vă dau câteva principii biblice pentru forma cântării. Și probabil că nu vom mai avea mult timp pentru altceva în afară de acest mesaj, o cântare și o rugăciune în această seară, dar cred că trebuie ca să tratăm aceste probleme. Câteva principii. În primul rând, cântările trebuie să fie biblice. Trebuie să fie biblice în forma lor și în conținutul lor. Da? Țineți minte, cântarea, cât și toată închinarea, este despre Dumnezeu, este spre Dumnezeu, este pentru Dumnezeu. Cântarea trebuie să afirme adevăruri despre Dumnezeu și în conținutul ei și în forma ei. Da? Și în ceea ce spunem în cântare și în felul în care o cântăm, trebuie să fie reprezentativ de Dumnezeul la care ne închinăm. Da? Pavel spune în Roman 12:2, nu vă conformați acestui viac, chipului acestui viac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Evanghelia ne transformă mințile în așa fel încât ce ne interesează cel mai mult este să ne conformăm lui Dumnezeu, ca să fim ca El, ca să gândim ca El. Și atunci întrebarea care ne-o punem atunci când cântăm este dacă ceea ce cântăm îl reprezintă pe Dumnezeu și dacă felul în care cântăm, melodie, armonie, ritm și așa mai departe, îl reprezintă pe Dumnezeu. Da? Foarte important. Întrebarea primordială nu-i dacă mă reprezintă pe mine și dacă îmi place mie cel mai mult, ci dacă Dumnezeu este onorat și reprezentativ de cine este Dumnezeu. De cine sunt eu? Eu sunt un om și un păcătos. El, în schimb, este perfect și desăvârșit. 2. Cântarea trebuie să fie inteligibilă și, cred că este un cuvânt care l-am inventat eu în limba română, trebuie să fie cântabilă. Trebuie să o poți înțelege și trebuie să o poți cânta, da? Nu există cuvântul cântabil, dar îl inventăm noi. Cântarea trebuie să fie cântabilă, altfel nu mai este cântare, oameni buni, da? Pavel zice în 1 Corinteni 14:15, așadar ce voi face? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta laude cu Duhul, dar voi cânta laude și cu mintea. Și țineți minte, cum zice Pavel, că poți face distinția. Una este inteligibilă, alta nu este inteligibilă. Acolo unde nu știi ceea ce spui și acolo unde cei din jurul tău nu se pot uni cu tine, ai o problemă. Aia nu-i închinare, zice Pavel. Când vă rugați și când cântați, frații voștri trebuie ca să poată să înțeleagă și trebuie ca să poată să participe. Ăsta e principiul. Ca tare, cântările în care merge o formație în față și dacă eu intru în biserică și ei cântă o cântare nouă, eu n-am habar care-s versurile, pentru că sună... Știi? O cânt așa de într-un fel în care eu nu pot înțelege ce spun și dacă aș avea partitura în fața mea, eu nu pot cânta. Eu n-am cum ca să mă duc ca și o solistă de sopran și să parcurg 3-4 octave într-un singur vers. Da? N-am cum. Ca tare, dacă ea cântă cântarea într-un fel în care eu nu pot înțelege și eu nu pot cânta, este o problemă de formă și face nul elementul cântării. Este foarte, foarte important cântarea să fie inteligibilă și să se poată cânta în mod congregațional. Da? Coloseni 3:16. Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug. Învățați-vă și instruiți-vă unul pe altul cu toată înțelepciunea. Cântați lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre, cântece de laude, imnuri și cântece duhovnicești. Cuvintele contează deosebit de mult. Cuvintele care le spunem în cântare și felul în care le spunem și felul în care le aranjăm și felul în care le cântăm contează deosebit de mult.
Dacă nu cântăm ceva adevărat despre Dumnezeu, dacă nu cântăm ceva demn de Dumnezeu, am făcut nul scopul cântării, da? Dacă cuvintele nu sunt inteligibile în versurile lor sau din pricina melodiei cu care se cântă, sau dacă cântarea nu mai poate fi cântată de cei care participă, ea nu mai are valoare pentru închinare. Ea are valoare ca și act artistic, da? Eu pot să mă duc în mașină și să pornesc, cum deseori fac, muzică clasică, Beethoven, Bach și așa mai departe, și să mă simt fantastic. Dar n-are nicio treabă cu închinarea corporativă a adunării. Da? Eu dacă vin cu o melodie compusă de Beethoven, instrumentală, și spun, fraților, eu așa de bine m-am simțit ieri ascultând asta în mașină, hai să ascultăm toți acum și să ne închinăm. Nu este închinare. Nu este închinare, pentru că lipsește elementul cântării după Scriptură. Da? Cântarea trebuie să fie una chiar de calitate artistică. Chiar de calitate artistică. Da? Dumnezeu merită tot ceea ce e mai bun. Tot ceea ce e mai bun. Trebuie să fie de calitate artistică în versurile ei, poetic vorbind, trebuie să fie de calitate artistică. Nu poți ca să cânți o cântare la adresa lui Dumnezeu care e scrisă de parcă o scrisă un copil de 3 ani. Sau cum scriu eu și vorbesc în limba română câteodată. Da? Trebuie să fie corect, trebuie să fie frumos, artistic vorbind, da? Literar vorbind. Cât și în melodia ei trebuie ca să fie un act desăvârșit. Notele acele aranjate de compozitor trebuie ca să fie de calitate superioară. Da? Mai unii vor spune, mai ales în vremurile care noi le trăim, frate, arta este subiectivă, nu-i așa? Și totuși, oricare dintre noi poate face diferența, de exemplu, între o poezie de mare artă și bolboroseara unui om neînvățat. Oricare dintre noi poate face diferența între opera lui Beethoven și dacă eu încep aici și fac ce cred eu că este muzică, da? Dacă arta și calitatea artistică ar fi într-adevăr total relativă, oamenii n-ar mai putea învăța arta. Oamenii n-ar putea învăța arta muzicii sau arta literaturii sau arta picturii. Pentru că orice ce ei ar spune că este artistic și este desăvârșit artistic, ar fi. Oamenii normali la cap înțeleg că există acte artistice de înaltă calitate și arte care nici măcar nu sunt artistice. Și Dumnezeu merită tot ceea ce avem mai bun, inclusiv în muzica și în cântarea, și în cântarea noastră. Da? Contează. Contează cuvintele, contează felul în care cântăm. Dar, până la urmă, cântările care le cântăm sunt o problemă de circumstanță, cât timp nu încalcă formele biblice a cântării și elementul biblic al cântării. Da? De aceea noi, de exemplu, avem, cum am zis, diverse teme în cântări sau diverse subiecte care sunt prezentate prin cântare. În concluzie, care este intenția și efectul acestui principiu biblic? De ce ne l-a dat Dumnezeu? De ce Dumnezeu lucrează în felul acesta în închinare? În primul rând, Dumnezeu nu dă legi ca să ne limiteze. Numai de dragul de a ne limita. Da? Nu, ăsta e scopul. Dumnezeu nu dă legi doar pentru că El vrea ca să ne facă viața dificilă. Poruncile lui Dumnezeu au ca și scop binele nostru. El de aceea ne spune faia, nu faia. Nu pentru că El e un despot care se distrează numai cu noi. El este un tată iubitor care știe cel mai bine ce e bine pentru copiii lui. Și de aceea ne dă porunci, da? Trebuie înțeles acest lucru. Trebuie înțeles că El nu ne fură vreo bucurie. El ne dă parametrii în care să fim într-adevăr bucuroși, în care să fim într-adevăr împliniți. Dacă nu înțelegi acest lucru, ideea că Dumnezeu reglementează închinarea bisericii va părea ciudată. De ce nu vrea Dumnezeu ca eu să mă bucur la maxim? Dumnezeu vrea ca tu să te bucuri la maxim. Doar că El știe cum te vei bucura mai la maxim, nu tu. Dar, frate, eu tot încerc să mă bucur așa cum zice Domnul, dar numai nu-mi ieșe. Problema e cu tine, nu cu Dumnezeu. Problema e aici, la tine. Problema e că încă mai sunt tendințe, porniri, dorințe păcătoase care trebuie eliminate. Nu că legea și porunca lui Dumnezeu nu-i dreaptă.
Dumnezeu ne dă aceste porunci pentru ca să ne bucurăm, ca să fim împliniți, pentru ca închinarea noastră să fie eficientă în a produce bucurie atunci când ne întâlnim și îl lăudăm pe Dumnezeu. Și atunci când ascultăm de Dumnezeu, efectul este evident foarte repede. Atunci când ne închinăm exact cum spune El, efectul este evident foarte repede. Dumnezeu este onorat și glorificat. Prin definiție, când Dumnezeu este ascultat, El este onorat și glorificat. Iar noi suntem zidiți. Atunci când facem ceea ce El ne spune să facem în închinare, noi suntem zidiți. Suntem zidiți prin predicarea cuvântului, suntem zidiți prin rugăciunile fraților, suntem zidiți prin cântarea congregațională, suntem zidiți prin citirea cuvântului. Noi beneficiem de faptul că am ascultat de Dumnezeu, da? Ascultarea de Dumnezeu ne păstrează împărtășie cu El. Și asta este, până la urmă, esența închinării, să fim împărtășie cu Dumnezeu. Acest lucru este evident încă de la creație. Dumnezeu creează pe Adam și Eva și spune Biblia că Dumnezeu umbla cu ei. Da, ei umblau cu Dumnezeu și Dumnezeu umbla cu ei. Erau în părtășie. Da? Mie mi-indică că erau într-o stare perfectă, într-o stare în care erau împliniți, într-o stare în care era o părtășie deosebită. Vine Satana și zice, hei, există o variantă să fii mai împlinit. Există o variantă ca să fii mai happy. Există o variantă în care să fii mai fericit, mai perfect. Trebuie doar să nu mai umbli după ceea ce ți-a zis Dumnezeu, trebuie să umbli după ceea ce-ți zic eu. Acum, când Adam și Eva ascultă de Satana, au intrat mai mult în părtășie cu Dumnezeu sau mai puțin? Au umblat mai mult cu Dumnezeu sau mai puțin? Au fost mai împliniți sau mai puțin împliniți? Ce s-a întâmplat când ei au încercat să pună mâna pe promisiunea Satanei că dacă veți mânca, veți fi ca și Dumnezeu? Au devenit mai mult ca și Dumnezeu sau mai puțin ca și Dumnezeu? Mai puțin. Părtășia a fost ruptă, umblarea lor s-a întrerupt, ei au fost izgoniți din grădină și toată istoria răscumpărării din Geneza și până în Apocalipsa are de-a face cu planul lui Dumnezeu de a ne duce înapoi în această stare de părtășie și de închinare desăvârșită. Și credeți-mă, El știe mai bine cum să ne ducă în această stare decât știm noi. Atunci când ascultăm, Dumnezeu ne păstrează în părtășie cu El. Dumnezeu ne ține aproape de El. Da? La treilea rând, ascultarea de Dumnezeu în închinare ne eliberează. Ne eliberează total, nu ne restrânge. Suntem eliberați, în primul rând, de la robia relevanței culturale. Asta este robia numărul unu în închinare în ziua de astăzi. Cum se schimbă cultura, cum trebuie să ne schimbăm și noi. Cum scotea ea de la Hillsong o piesă nouă, gata, repede să vedem cum facem și noi. Cum a făcut acolo efectul ăla, luminile alea, fumul ăla. Da? Cum introduc ei o nouă metodă, merge cineva și vede, măi, ăștia, am văzut că au avut tot felul de magicieni acolo. Cum putem face și noi așa ceva? Oamenii aceștia sunt robiți ca întotdeauna să țină pasul cu cultura și cu societatea, care nu face altceva decât să țină pasul cu Satana până la urmă. Cultura și societatea. Atunci când înțelegem principiul regulativ și ne închinăm după cuvântul lui Dumnezeu, ne dezlănțuim de această robie a relevanței. Pentru că nu mă interesează să fiu relevant pentru cei din afară, mă interesează să fiu ascultător de Dumnezeu. Și în felul acesta voi fi relevant pentru cei din afară, pentru că lumea are mai mare nevoie ca să se întâlnească cu Dumnezeu decât să vadă un act artistic relevant. Lumea are mai mare nevoie ca să vadă o adunare de copii al lui Dumnezeu care se închină lui Dumnezeu cu reverență, după cuvântul lui Dumnezeu, decât cel mai mare concert muzical. Doar că ei nu știu că asta le trebuie. Mișcarea asta, seeker friendly, adică să fim prietenoși față de cei care îl caută pe Dumnezeu. Ce înseamnă mișcarea asta? Măi, dacă vin la biserică și noi cântăm aici în comun toți, cântări vechi, cântări profunde, și nu le place la ăștia care ne vizitează, hai să le dăm ce le place. Da? Dacă vin și nu le place că fratele Mihai predică o oră, hai să predice numai 20 de minute. Sau hai să nu mai predice. Da? Dacă nu le place că ne rugăm și mărturisim păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu, hai să nu le mai mărturisim, pentru că asta îl face incomod pe cel care vine și îl caută pe Dumnezeu.
Și știți ce se întâmplă? Până la urmă, oamenii ăia rămân în biserică. Știți de ce? Pentru că nu-L mai pot găsi pe Dumnezeu acolo. Nu mai există nimic din Dumnezeu care să-i deranjeze. Nu mai există cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai există frica de Dumnezeu. Nu mai există mărturisirea păcatelor. Nu mai există vestirea Evangheliei. Și omul stă acolo și zice, cum să nu vin la biserică? E muzica care îmi place, e arta care îmi place, e tot ce aici îmi place. Dar i-a plăcut și înainte ca să vină la biserică, i-a plăcut aceste lucruri. Doar că le găsea în lume, da? Principiul regulativ ne dezlănțuie din această robie și ne lasă să fim liberi înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când oamenii intră din afară și stau în mijlocul adunării și văd închinarea biblică și Duhul Domnului se mișcă asupra lor, le va place. Și până nu le place cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu pentru că au fost născuți din Duhul Sfânt, nici nu mă interesează dacă le place sau nu. Eu vreau să le placă pentru că Dumnezeu le-a dat o inimă nouă. Eu vreau să le placă pentru că Dumnezeu le-a schimbat mintea, le-a schimbat pornirile. Nu să le placă pentru că eu și cu dumneavoastră le-am dat ceea ce se prezintă și în lume. Asta nu ajută pe nimeni, nici pe noi, nici pe ei. Suntem eliberați de la tirania preferințelor. Ta ceartă în biserici pe problema preferințelor. Tinerii vor muzică din asta, bătrânii vor muzică din asta la alt. Bătrânii vor predicarea într-un fel, tinerii o vor în alt fel. Da? În America e mai grav. De exemplu, în biserici de români, te trezești într-o biserică cu 200 sau 300 de români și știi, 10-20 din Moldova, 50 din Arad, 30 de la Timișoara. Și tot timpul când îți discuții pe temele astea, așa începe fiecare propoziție. Păi la noi, la Arad, așa e, dar nu mă interesează cum era la tine la Arad. Păi nu mă interesează cum e cuvântul lui Dumnezeu. Păi la noi, la Timișoara, așa era cu închinarea, frate. Dar nu mă interesează ce a fost la Timișoara. Pe mine mă interesează ce a fost în fapte la Ierusalim. Asta mă interesează. Pe mine mă interesează ce îmi spune Apostolul Pavel și Apostolul Hristos și Domnul Iisus Hristos despre felul în care ar trebui să ne închinăm la Arad și la Zalău. Nu despre felul în care oamenii au hotărât să se închine la Arad și la Zalău. În momentul în care ne facem ascultători doar de Cuvântul lui Dumnezeu, subordonăm toate preferințele noastre Cuvântului lui Dumnezeu. Și eu vin la biserică și zic, măi, mie mi-ar place muzica așa, mai modernă. Chiar din aia în care nu mai intri așa în transă, nu prea auzi cuvintele. Și tu zici, măi, mie îmi place muzica rock. Și asta m-am dat și zice, măi, zic, care e faza? Sunt interesante muzicile astea, dar încalcă principiile biblice. Stilul de muzică e unul lumesc. Felul de cântare e unul cu care nu pot ca să cânt și eu împreună. Cuvintele nu sunt inteligibile. Versurile astea scrise acum de tot felul de cântăreți care n-au citit Biblia. Nu spun nimic adevărat despre Dumnezeu. Hai mai bine cântăm imnurile astea care îl onorează pe Dumnezeu. Și eu și cu tine, în baza cuvântului, ajungem la aceeași preferință. Da? Ne eliberează de tirania preferințelor. Ne eliberează ca să fim liberi în conștiința noastră. Principiul regulativ a fost așa de clar enunțat pe vremea reformatorilor pentru că această problemă a libertatea conștiinței a fost deosebit de importantă. De ce? Ieșeau oameni din Biserica Catolică și vineau la biserici evanghelici. În Biserica Catolică au participat la tot felul de închinări care pe drept erau idolatre. Da? La icoane și așa mai departe. Veneau în Biserica Evanghelică și acolo erau foarte atenți, din propria lor inițiativă, ca să nu mai cadă în niciun fel de închinare care nu este după Cuvântul lui Dumnezeu. Mă, eu nu mai vreau ca să mai fiu așa. Eu vreau să fiu sigur că tot ceea ce fac îi place lui Dumnezeu. Știi cum poți fi sigur? Dacă tot ceea ce se întâmplă în biserică este după Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când de la amvon și atunci când conducerea bisericii îți spune, uite, așa trebuie să te închini, tu poți să știi cu libertate de conștiință dacă ți se spune în baza cuvântului lui Dumnezeu, după poruncile lui Dumnezeu, că ceea ce ți se cere să faci în închinare va onora pe Dumnezeu. Tu nu trebuie să ai dubii. În schimb, dacă mă duc într-o biserică care zice, am inventat noi moduri de închinare, am inventat noi concepte de închinare și eu nu mă simt comod acolo și eu nu mă simt încredințat, da? S-ar putea să stau într-o biserică în care conștiința mea să nu fie liberă și să sufăr și să fac din necredință actele acelea de închinare. Dar acolo unde închinarea este doar după Cuvântul lui Dumnezeu,
Credinciosul poate fi încredințat că tot ceea ce face este după voia lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, liberi să ne focalizăm pe ceea ce e important și anume pe Hristos. Eliminăm tot ceea ce nu ne ajută. Eliminăm tot ceea ce nu ne atrage atenția înapoi la Hristos. Și ne focalizăm ca să-L vedem pe Hristos și gloria Lui în tot ceea ce facem. În rugăciunile noastre, în cântările noastre, în predicarea noastră, în citirea cuvântului, în tot ceea ce facem. Și dacă al vedea pe Hristos în toate elementele închinării, dacă vedea caracterul său, natura sa, dacă vedea pe Hristos manifestat în mijlocul adunării, nu ți se face ca, nu ți face ca inima să palpiteze, e ceva bai cu tine. Copiii lui Dumnezeu când se întâlnesc cu Hristos, când intră în părtășie cu Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt și prin închinarea bisericii, este cel mai important, cel mai palpitant, cea mai mare experiență din viața lor. Niciun copil adevărat al lui Dumnezeu nu pleacă acasă de la asemenea închinare zicând cam plictisitor. Decât dacă probleme de păcat, sechele asupra inimii și asupra sufletului care trebuie curățate. Dacă Hristos a fost prezent prin rugăciune, prin cântare, prin predicarea cuvântului și te-ai întâlnit cu Hristos, trebuie să mergi acasă cel mai fericit om. Principiul regulativ ne eliberează de toate invențiile omenești, de toate poruncile omenești și ne ajută să ne focalizăm din nou pe Dumnezeu. Și asta este o veste bună, nu o veste rea, asta este un plus, un atu, ascultat de Scriptură. Nu suntem furați și nu ne lipsește nimică în închinare, în evlavie, în bucurie, atunci când ne închinăm doar după cuvântul lui Dumnezeu. Amin.